Bună, salut! În primul rând vreau să vă mulțumesc că eu vin de 4 ore, am apucat de 4 ore să vin aici și simt deja cum m-am îmbunătățit. Vreau să vă mulțumesc tuturor că m-a ajutat să fac asta. Eu înainte am fost la NEFS, mi-am pierdut un an de zile, mi-am dat seama că multe din lucrurile care suntem învățați acolo nu ne ajută. Din nefericire se întâmplă astfel de lucruri, în loc să faci exerciții, atât să urci scările, ți să pun scări rulante în față. Omul este foarte comod, omul face niște greșeli care nu ar trebui să le facă. Înainte, ca să vă dau exemple, cât de mult puteau să o ia pe arătură cu niște sfaturi, se dădeau viermi ca să poți, intestinali, ca să poți să mănânci cât vrei. Tu mâncai ca spartul, dar viermi îți mâncau majoritatea mâncării. Un mod foarte sănătos de a slăbi, bănuiesc. Bun, vom vorbi despre, nu se mănâncă după ora 6 sau 8, depinde, transpirat ca să slăbești și greutățile mici tonifiază mușchii. Asta cu nu se mănâncă după 6-8. O să vă dau o analogie care poate nu e foarte plăcută, dar cea mai ușoară de înțeles. Cămila are acea cocoașă în care își face rezerve și organismul nostru s-a învățat că în anumite perioade, mai ales în preistorie, nu aveam tot timpul ce să mâncăm. Și atunci ce a făcut? A început să-și facă rezerve în țesutul adipos. Dacă noi, pentru o perioadă mai lungă, organismul nu știe ore, zile, pentru o perioadă mai lungă nu mâncăm, începe să-și facă rezerve și atunci când în sfârșit îi dăm mâncare, va face din ele rezerve de grăsime, pune până grăsime, deci să mâncăm puțin și des. Transpiratul ca să slăbești, ce se întâmplă? Își pun astfel de costume, aleargă prin parc, să fac de râs, nu contează, omul face tot ce poate, face tot ce poate să slăbească și e admirabil. Problema e următoare, că după ce transpire, se chinuie 2 ore să alerge, se duce acasă, bea 3 pahare de apă și a pus înapoi cele 2 kg care l-a pierdut. Bun, și ultimul lucru care îl ating, ca să tonifiezi un mușchi, să faci multe repetări cu greutăți mici, cum fac domnișoarele. Nu se întâmplă așa. Omul care deține recordul mondial, anume a făcut 35.000 de abdomene într-o bucată, omul ăla a simțit arsura musculară mai mult decât oricine altcineva, nu are pătrățele. Și pătrățele, ca să se vadă, trebuie să nu ai grăsime peste abdomen. Bun, omul acela oricum nu avea grăsime, dar exercițiile cu greutăți mici, pentru el, când faci 35.000 de repetări dintr-o chestie, ți se pare foarte ușor, exercițiile cu greutăți mici nu tonifică mușchiul. O data viitoare o să fac un how-to sau așa se face, în care o să explic ce tonifică mușchii și cu asta vreau să vă mulțumesc.